Gata, primul drum pe astăzi. Priviți că sunt de transpirată, am cărat și eu cutii. Eliberăm casa. E ușor? Dă-i drumul! Nu, 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 se rupe folia. Mutarea noastră continuă zi de zi. Imediat o să pic în apă. Super! De la piscina mare la piscina de acasă. Salut! Începem vlogul din service. Mașina e stricată. Iar eu stau aici și aștept. Am fost până acum la notar vreo 2 ore și jumătate. Cam așa durează o întâlnire cu notarul. Noi încercăm să reparăm mașina ca să avem cum să mai călătorim. Iar mașina e aceasta. Ea e stricată. Are o eroare care nu se șterge. Ceva se întâmplă, ceva cu AdBlue-ul, am impresia. Eroarea se va șterge când va fi înlocuită piesa. Pompa de AdBlue e dusă și trebuie să o schimbăm. Aici e problema. Da, degeaba șterge eroarea dacă piesa e defectă. Păi și de ce n-au schimbat-o? Pentru că trebuie schimbată la reprezentanța Mercedes. Deoarece trebuie făcut un update la pompa respectivă și ei nu au așa ceva. Au un sistem bine securizat. Aha. Dar până atunci, haideți să trecem la oile noastre. Și să trecem la mutare, propriu zis. Da, trebuie să începem să ne mutăm pentru că de astăzi avem... casă. Oficial. Dar încă nu e liberă, mai așteptăm o săptămână. Până atunci, cărăm din lucruri. Și pentru că ne mutăm, voi folosi mașina, chiar dacă e defectă, pentru a căra toate lucrurile noastre. De fapt, voi căra cutii. Cutii cu tot felul de lucruri pe care le avem de la Bacău aduse și pe care nu am avut timp să le despachetăm aici, în Oradea, de un an de zile de când suntem. Gata, primul drum pe astăzi. Voi face minim 3 drumuri, deoarece vreau să eliberez partea de depozitare, Crăciun, Paște și așa mai departe. Ia uitați, Paște, ca să rămână spre final lucrurile importante. Când va trebui să ne mutăm propriu zis în noua noastră casă? Voi ruga fetele să facem o limonadă. Asta e un aparat care răcește lichidul și are și un dispenser pe unde putem plua limonada. Pentru a o bea, firește. La cum arăt eu acum, ar merge o limonadă rece. O să merg să fac o limonadă, iar fetele sunt în port. Hello! Nu știu cum ai să bea acolo. Cutii? Toată casa avem cutii? Copii care vor să ajute, așa-i? Bună, Alesia! S-a ajuns la curățenie, uite ce e pe aici. Curățenie? Da, și să cărăm din bagaje. Hai, Alesia, vrei să mergi la noua noastră casă? Da, 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 da. Nu. O vedem noi înăuntru mai târziu. Limonadă, parcă așa te auzeam. Limonadă. Limonadă, dar o fac fără coajă sau cu coajă? Fără coajă. Coaja e amară. Plus că lămâile nu sunt bio. Tai lămâile pe mijloc și le storc. Ce are? Ai pornit? Eu am pornit. Are un buton? Nu știu. Ia. Nu pe fundul ăsta, pe fundul ăla. Mai pune o dată? Mai trebuia un dispozitiv care intra aici. Hai. Da, mai trebuia. Aici trebuie să fie. Să căutăm. Asta e. L-am găsit. Bravo, Teva. Și eu ajut. Ia să vedem acum. Nu e bine. Așa, nu e așa. Ceva tot mai lipsește. Mai căutăm. Nu înțeleg. Ăla nu-i de aici. De fapt, era cu totul alt aparat. Pam, pam. Acelea sunt de la alt dispozitiv. Tot de stoarcere. Stoarce bine? Da. Bravo. Să vedem ce limonadă va ieși. Vei pune și zahăr. Musai sau mie. Avem? Avem. Multă. Multă. O găleată de 5 kg de miere. Jos în beci. Adu-o? Aia e bună, mare. E foarte bună, iei de deasupra și e în regulă. Deci avem miere. Am găsit și o portocală, o portocală foarte bună din Grecia. O să-i dea un gust bun. Și un grapefruit. Pun portocala. Cât suc are față de lămâi. Și... punem apa minerală. Și mai trebuie puse lămâi și mai multă apă. Așa-i mai rapid. Toate lămâile de aici trebuie puse, Mara. Fetele, ce fac aici? Nu știu și sunt... Pentru că au pus ceva cu folie. Am pus și mierea. Și avem aici copilașii care așteaptă.
Hai să dăm folia. Asta e o folie. La o parte. Aparatul e nou, l-am folosit doar o dată. Asta e doar o folie. Să vedem ce gust are. Mai trebuie zahăr. Mirea, nu știu cât treabă. E foarte bună. Briana și-a mai pus. Deci funcționează aparatul perfect. Și mai și răcește. Am eliberat toată duba. Priviți că sunt detranspirată, am cărat și o cutii. Iar acum trecem la al doilea rând de cutii. Cele din casă, că ne încurcă. Eliberăm casa. Toate de aici. A venit și Dani să ne ajute. Salut, Dani. Dacă plătești bine, vin și eu, nu? Da. Toată baza la plată la mine. Oamenii buni se cunosc. Da. E mult mai ușor dacă faci asta. Ce să? Așa e ușor? Dă-i drumul. Nu, că se rupe folia. Mai ușor așa. Mai ușor în mână. E cald. Și a venit mâncărica. Îmi place burgerul. Alicia, ți-e place? Da. Bravo. Poftă bună să avem după muncă și răsplată. Toată echipa e la noi. Și Miha. Toată gașca. Mati. Și Bia. În casă e dezastru. Iar mâine doare capul. Începem să adunăm, să punem în cutii din nou și așa mai departe. Siari! Vreau și eu un burger. Wow, câți cartofi. Bun cartofi. Delicioși. N-am avut timp astăzi să gătim. Eu așa arăt, zici că am făcut baie. Nu. Acesta e doar cu brânză, nu e pentru tine, tati. Trai cu carne și brânză nobilă. Brânză cu mucegai albastru. Mersi. Mami, se mărită. Mami. Wow. Duminică mă duc la nuntă. Pardon, sâmbătă. Rochie roșie ca focul. Va trebui să-mi pun și eu ceva roșu. O cravată. Exact. Super luna albastră a apărut și pe cerul Oradei. Cu ochiul liber, se vede mult mai clară și mai luminoasă. Dar vă arătăm și vouă așa cum se vede prin lentila telefonului. Mutarea la să continuă zi de zi, fără în cutii, în cealaltă casă. Nu numai cutii, avem și plușurile de luat și multe altele. Ia privițele. Ce mai avem? Haideți să vă rog. Doar câteva mai sunt. Merg să-l ajut pe tati. Aici e plin de plușuri de data asta. Și de cutii. Mai avem foarte multe de cărat. Nu-i 10% la cărat. Iar acum că tot am muncit, mergem să ne răcorim. Mergem cu gașca mare, Alessia, Bia, Teo, e Momo. Asta doar mamă, nu-i Teo. O îmbrăcăm pe Ari, un costum de baie și scutec de apă, pentru a intra în piscină cu ea. Gata, pregătiți de bălăceală. Fetele deja sunt la tobogane. Gata, am intrat în apă. Abia ne obișnim cu ea. Da, e puțin rece. Eu încă nu m-am dedat. Apa nu e rece, dar e ciudat. Brusc s-a auzit o sirenă. Nu înțelegeam de ce. Acum am înțeles de ce. Sunt valuri. Wow, acum îmi place. Da, cu Ari. Oare fetele ce fac? Pe unde? Ele se dau. Sunt valori. Ar fi vrut și ele la valori. Sunt sigură că au găsit locuri de distracție mult mai interesante decât valurile. Ele se dau pe tobogane și le place foarte mult. Distracție. Te bucură maxim, Ari. Alessio. Unde v-ați dat? Și Teo! Ce mai mari valurile! Ari, nu tace deloc! Numai pe mine mă vrea! Acum nu mai spune nimic! Zi alea așa! Hai! Vă place? Valurile sunt mai faine decât acelea din Dubai! E unul singur pe care mergi cu cola! Cred că sunt două! Succes! Mulțumesc! Vreau să mă dau pe cel albastru, dar nu știu dacă e cu cola sau fără! Mă uit de unde vine lumea! Ce ce la asfaltul. Ei, văd eu. Păi, de sus e o distanță foarte mare, așa că trebuie să urc multe scări. Aici e toboganul cu tubeu, o să mă dau și pe el, dar nu acum.
Mai am vreo 2-3 etaje. Pare de persoane fără colac. Îmi cer norocul. Trebuia să-mi iau colac. Dacă tot am ajuns până aici, să mă dau pe un tobogan, ok? E super! Nu prind așa multă viteză. M-au stăpit de la toboganul galben. Am luat colacul și urc din nou. Și în sfârșit am ajuns la toboganul albastru. Wow, și-am pornit! Ce tare e cu colac! Am mâneci! Mult mai repede decât dacă ești normal. Ce bine e când bate vântul spre tine. Imediat o să pic în apă! Wow! Opa! Răcorire! Doar pe cel mai trebuie să mă dau și le-am făcut pe toate. Am încercat să venim înainte de ora 17, deoarece de la acea oră... Să vedem colacul! Se reduce biletul la jumătate și va fi full! Așa că încerc să mă dau pe toate cât mai repede ca să mă bucur de tot. Iar acum mă distrăm pe Ari! Hai! Stop! Un elefant. În 3, 2, 1. Și tata o prinde. Sus. Fetele vor la jacuzzi. Hai în jacuzzi. Aici. Am rămas eu cu Ari. Hai unde vrei? Apa. Desetă, așa? Tati cu Ari sunt acolo, la Tibia cu Dani și Alesia. Iată cine vine. Ariana vrea apă să bea. Înghețată, înghețată și... De băut, nu prea sunt reci, dar asta e. Am intrat la apă caldă. Suntem în interior. Și Ari vrea la tati. Asta singură. Da, singurică, ce simte, nu? Oare unde sunt fetele? Unde e Teo? Unde e Bri? Asta a fost Dani cu Alessio. Vrea și ea. Vrei și tu la tobogane? Mă duc eu. Merg în toboganul verde. Am intrat în partea unde sunt toboganele și cum? Mara. Aici e închis. Mă duc pe toboganul Anaconda. 3, 2, 1. Wow! A fost super! Acum a venit și rândul meu să încerc măcar un tobogan. Am ajuns la ultimul nivel. Cașca veselă era deja aici. Așa că dacă Teo e în fața mea, ea vă va arăta senzații tari. Verde! Verde! Și a plecat Alessia. Alesia. Și imediat Teo. Ce m-am mai dat acesta de mii de ori. Verde. E super fain, mie îmi place foarte mult acest tobogan pentru că este vară. Wow, ce viteză prind. Eu nu cred că aș prinde așa mare viteză. Bri! Și acum vine tati! Super! Uhuu! Ari a vrut la apă, nu a stat deloc să fape și să doarmă. Așa că ia aici, la șarpe. Aici îi place cel mai mult. E nefunită după apă. Da, deci nu zice nimic. Avem o problemă. Ne uscură atât de tare ochii pe tot. Ia uitați-vă cum arată Bia. A plâns, aproape că a plâns. Teo se plângea mai devreme de același lucru. Apa are foarte mult clor. Ia, Teo! Am crezut că numai pe mine, că am genie. Pe mine mă ustră super tare. Are să vezi că ustră foarte tare ochii. La persoane sunt aici, e normal să fie foarte mult clor în apă. Nu se știe ce boală are fiecare, iar clorul o neutralizează. Pe brățară am pus câțiva bănuți și de banii aceia poți să-ți iei de mâncare de aici, de băut. Pomiță! Mi-e
Salame. Și ceva salate. Mai în față avem chiar desert. Maioneză. Da. Vreau să-mi iei o bâlbiță, un suc și cartofi gratinați. Sunt foarte bune. De fiecare dată când venim aici nu avem timp niciodată să mergem în toate piscinele. Iar acum am ajuns într-o altă zonă unde vedem că există și o piscină pentru copii exterioară și una în spatele nostru, destul de mare, și pentru copii și pentru adulți. Am bălăcit-o bine pe Ari. Acum mergem în piscina mare unde a venit și Bri. Unde mergeți? La Alexia. Și eu care credeam că ele merg să se bălăcească în piscină. Am venit să ne bălăcem cu copii. Noi mergem în curte. Alexia, tu fii. Hai, mergeți. Intru și eu cu voi. Nu e așa rece. 28 de grade are. E ok. E apă termală. Și am pornit. Aici există niște sisteme care efectiv te duc. Dacă am avea un colac, nici n-ar trebui să mai dăm din mâini. Ne-ar duce apa. Apa e foarte bună. Prea caldă, nici prea rece, perfectă. Apa ne trage înainte. Ne împinge, de fapt. E apa mare! Ia uite cât e de mare! Bravo, Teo! Nu, nu, niciodată înapoi, doar înainte. Hai, gască! E până la gât. E până la mine. Haideți! Bri! Be! Cine e aici? Cine e aici? Cine e aici? A venit! Eu n-am să-mi dă! O ajutăm noi pe Teo! Briana, chiar dacă avea colac, s-a întors. Apa nu e mai mare de atât. Ușor, ușor... Ia uitați cum ajung eu! Scade! Ia să vedem! Da, 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 da! Te iubește, Ari, da? Iar bălăceala se mută acasă. Mergem în piscina noastră. Liber! Nu, s-o blocați? Nu, nu! Eu am ieșit! Am intrat în piscină, iar tati i-au dat-o pe mami în cap. Din greșeală! Nu, nu, a fost intenționat. Mami coboară. De la piscina mare la piscina de acasă, micuță. Dar drăguță. Dar drăguță. Și un pic murdară. Frigoasă. Frigoasă. Asta pentru că piscina trebuie golită zilele următoare și transportată la noua noastră casă. Rămâneți, în curând veți vedea. Facem duș și ne îndreptăm către o cofetărie foarte bună. În loc de prăjituri, ne luăm înghețată. Ne-am luat înghețată. Aha, și Brișia. Dar nu sunt ele prietene degeaba. E foarte bună. Alesia, ești mulțumită că te-am adus la înghețată, la restaurant. Eu deja știu ce să-mi iau. Supă cremă de cartofi, că sunt curioasă cum e. Și paste cu somon și brocoli. Până și-a ales Alesia mâncarea, Ari a adormit. Mie mi-a venit mâncarea. După o oră. Mi-a venit mâncarea. Hai, mâncați, mâncați, nu mai vorbiți atunci. Schimb de masă. Mi-a plăcut ce are Mara și Mara i-a plăcut mâncarea mea. Iar eu am pui cu ciuperci și paste. Am ajuns acasă, iar acum intrăm în casă, desigur. Casa care... aproape că nu mai este a noastră. Mai avem puțin de luat și gata. Mai avem casa de luat și gata. Dinăuntru, dinăuntru, ce a noastră. Cheile, cheile, cheile de la casă s-a scris. Când Alessio s-a scris, pregătim salteluță, pentru că Alessio îi trebuie create condiții. La saltea. N-avem spații suficiente să dormim. Și... pe saltea. La cort. Și avem de dat la pompă. În seara aceasta, musafirii noștri rămân la noi, în sfârșit. Pe saltele, pe pat, pe unde apucăm și noi? Că te-am ajutat. Da, 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 m-ați ajutat. Și cazare. Corect. Și mâncare și cazare. Așa că... sunt mofturoși în realitate, pentru că mereu stau la hotel și nu vor să se înghesuie. Nu suntem mofturoși, noi n-avem condiții. Da, ei nu vor să deranjeze. 5 stele. La noua casă stăm la voi, promitem. Vedem dacă da, vor fi condiții de 5 stele. Și pe saltea e ok. A, da? Okay? Da, e bine. Bine, până data viitoare, vă așteptăm la un nou vlog.
și vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. V-am pupat, pa, pa!